Neuroradiologia intervențională este o supra-specializare modernă din domeniul radiologiei intervenționale. În ce afecțiuni este indicată, cum se desfășoară procedura și care sunt beneficiile pentru pacient, ne explică conferențiar dr. Bogdan Popa, șeful departamentului de radiologie intervențională, Spitalul Clinic Sanador. Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezență. Bună, mulțumesc pentru invitație. În primul rând, aș vrea să începem cu o definiție. Ce este mai exact neuroradiologie intervențională? Neuroradiologia intervențională, așa cum îi arată și numele, este o parte a radiologiei intervenționale, care la rândul ei este o parte a radiologiei și imagisticii medicale. Deci putem să definim această supra-specializare, îi putem spune, nu? Ca totalitatea manevrelor, totalitatea intervențiilor care se fac minim invaziv cu scopul de a trata o patologie neurovasculară. Practic folosim partea de radiologie, partea de imagistică diagnostică, punem un diagnostic pe patologiile pe care o să le discutăm astăzi și o să le înțelegem, după care, ceea ce este și marele avantaj, putem să și tratăm astfel de patologii, cum? Prin niște gesturi minim invazive, deci niște gesturi care afectează, să spunem, statusul general al pacientului mult mai puțin decât o operație clasică. Pentru că ați menționat că se folosește atât pentru diagnostic cât și pentru tratament, aș vrea să vedem în ce patologie este indicată. Sunt foarte multe patologii, multe boli în care putem să, pe care putem să le abordăm ca tratament prin neuroradiologie intervențională. Am să mă refer practic la niște grupe mai mari. Este vorba de anomaliile vasculare și aici putem să definim anevrismele. Anevrismul reprezintă o dilatare anormală a unui vas, a unei artere de obicei. Malformațiile arteriovenoase. Fistulele arteriovenoase, fisturile durale sau, mă rog, cu alte tipuri de localizări. Vorbim însă, să ne reamintim, de partea neurologică. Deci toate aceste afecțiuni sunt localizate la nivelul vaselor creierului. Asta înseamnă neuroradiologia intervențională. Ce facem în astfel de situații? Diagnosticul propriu-zis pentru malformațiile vasculare poate fi pus foarte facil prin examinări de rezonanță magnetică, imagistică prin rezonanță magnetică cu modul Langeo, pune aceste diagnostice. După care se stabilește dacă patologia respectivă, dacă pacientul respectiv este potrivit pentru o abordare de genul neuroradiologie intervenționale sau poate este cazul să meargă la o operație clasică. Pentru că, așa cum o să vedem, nu toate patologiile pot să fie acoperite, dar o mare parte din ele. Deci, practic, vom trata prin procedeele noastre, procedeele moderne de neuroradiologie intervențională, vom trata aceste anevrisme, le vom exclude din circulație, astfel încât pacientul să poată pleca cu eticheta rezolvat, vindecat din spital. Pentru că ați menționat operația clasică, aș vrea să vă întreb care este diferența, cum se diferențiază de tehnicile clasice și mai ales ce avantaje are această procedură atât pentru cadrele medicale cât și pentru pacient, că mă gândesc că sunt de ambele tabere cumva. Iau asta ca două întrebări diferite și pot să spun că este prima oară când mi se pune întrebarea asta. Totdeauna lumea întreabă care este beneficiul pentru pacient. Este prima oară când cineva îmi pune întrebarea care este beneficiul pentru medic și pentru pacient. Cred că beneficiul pentru noi ca medici, cel mai important, poate singurul beneficiu, este atunci când pacientul pleacă rezolvat acasă. Asta este implicit, se răsfrânge asupra noastră, este beneficiul nostru. Am reușit să tratăm această boală, o boală care nu este deloc o boală care să fie tratată cu superficialitate și reușim să o tratăm bine și destul de repede. În ceea ce privește beneficiile pentru pacient, astea sunt incontestabile. Haideți să ne gândim totuși la faptul că toată această grupă de proceduri înseamnă tratament intervențional, care poate fi de sus și până jos făcut. Tratament intervențional, tratament endovascular, în general, înseamnă un tratament minim invaziv. Ce înseamnă asta pentru pacient? Nu sunt incizii mari, nu sunt niște operații foarte complexe. Practic, noi facem o incizie de 2-3 mm, nici nu punem fire pe la locul pe unde noi intrăm cu anumite catetere foarte subțiri. Cu aceste catetere noi vom naviga pe interiorul vaselor până ajungem unde? În vasul care este responsabil de această patologie, de ce a produs el, rău. Vom ajunge în acest vas, după care
în funcție de ceea ce este acolo, știm ce avem de făcut. De obicei injectăm niște substanțe sau folosim niște spirale metalice cu scopul de a stupa, de a închide această comunicare anormală între artere și vene. Pare simplu, așa rezumativ vorbind, dar mi se întâmplă de multe ori să navigăm prin vase care au diametru de un milimetru. Uneori ne ținem respirația secunde întregi ca să putem să ajungem în punctele în care trebuie să ajungem cu cateterele respective și să livrăm, spiralele. Deci, beneficiul este incontestabil pentru pacient. Gândiți-vă că un astfel de pacient care poate să aibă o malformație arteriovenoasă sau un anevrism, care cu mulți ani în urmă se opera, și o operație pe creier nu este totuși lândemâna orișicului. La noi pacienții după 48 de ore sunt acasă și fără o perioadă specială de recuperare, mai au de luat câteva luni o medicație ușoară, dar fără niciun fel de limitare socială sau de altfel. Ați menționat faptul că sunt momente în care vă țineți respirația în timpul unei intervenții și aș vrea să vă întreb care sunt riscurile sau complicațiile care ar putea apărea în timpul intervenției. Ca orice procedură de acest fel, ca orice operație, există și posibile riscuri, există și posibile complicații care pot să apară. Din fericire, în zilele noastre există tot felul de aparate, de device-uri, cum le spunem noi, care ne ajută să oferim o protecție, astfel încât, ca să dau doar un exemplu care îmi vine acum la îndemână, un fel de umbreluțe, de exemplu, pe care le putem folosi, astfel încât fragmente de trom sau de cheaguri de sânge să nu migreze din locul unde noi lucrăm și să provoace un accident vascular cerebral, care ar putea să fie o complicație a unei astfel de proceduri. Deci ne bazăm foarte mult pe aceste metode și pe aceste instrumente, care sunt instrumente de protecție, într-un fel. Nu lucrăm fără ele. Pe de altă parte, cred că trebuie să menționăm o comparație. Totdeauna să ne gândim la o comparație între riscurile acestei metode. Atunci când comparăm două metode, intervențional versus chirurgia clasică, haideți să comparăm riscurile, da? Pentru că noi putem să vorbim de riscurile unei metode, dar uităm să vorbim despre ce se întâmplă dacă nu abordăm această metodă. Ce mergem? Atunci trimitem pacientul la o operație și sunt situații când clar pacientul trebuie operat, dar operația are și clar anumite riscuri, care pot să fie uneori mai mari. Și atunci, de cele mai multe ori, avem situația în care comparăm pe de o parte riscurile și pe de o parte beneficiile. Concret, la un anevrism, care este riscul de a se rupe și care este riscul operator? Dacă riscul operator depășește riscul rupturii acestui anevrism, evident, nu vom face această procedură. E vorba de ceva standardizat pe protocole internaționale. Aș vrea să vă întreb dacă poate înlocui neuroradiologia intervențională alte proceduri. Neuroradiologia intervențională are niște indicații clare, specifice. Așa cum v-am spus, există patologii care pot fi abordate electiv prin tratamente de neuroradiologie intervențională. Există de asemenea patologii care nu și-au indicația de terapie neuroendovasculară și ele clar au indicație de chirurgie. Deci ea nu va putea să înlocuiască tot, nu este un panaceu universal, dar sunt cazuri specifice în care, conform, așa cum am spus, protocolelor internaționale, patologia respectivă poate să fie abordată prin neuroradiologie intervențională, dar nu în toate. Iar acum, pe final, aș vrea să vă întreb care este rolul tehnologiei în patologiile menționate. Foarte important. Acum îl văd ca pe ceva nelipsit. Încercam și mă gândeam acum că există un istoric și facem astfel de proceduri de foarte mulți ani. Doar că imagistica intervențională în general și neuroradiologia intervențională în special, bazându-se foarte mult pe aparate și pe aparate performante, pentru că avem și niște programe naționale, care chiar așa se numesc, program național prin terapia cu ajutorul echipamentelor de înaltă performanță. Deci, bazându-se pe aceste performanțe tehnice, a mers oarecum în paralel cu dezvoltarea tehnicii și a softurilor. Vă dați seama că noi folosim niște aparate care se numesc angiografe, care au niște programe extrem de sensibile și de bine puse la punct și care evoluează și ele și ne ajută foarte mult.
Este suficient să ne gândim, să luăm un telefon de astăzi și un telefon de acum 3 ani și vom vedea, sau de 2 ani și vom vedea ce diferență este între ele. Închipuiți-vă că aceste diferențe tehnice se răsfrâng și în planul medical. Tehnica ne ajută foarte mult, folosim inteligența artificială, folosim softuri care ne ghidează pe interiorul vaselor și care ne ajută foarte mult să navigăm până în punctul în care trebuie să ajungem. În unele situații, nu neapărat la neuroradiologie intervențională, aceste softuri ne semnalizează dacă mai avem ceva de făcut, dacă sunt vase pe care ar trebui să mai intrăm și așa mai departe. Deci, fără această tehnică, pot doar să vă spun, nu că n-am putea să facem aceste proceduri, dar riscurile ar crește mult mai mult, exponențial. Ați menționat inteligența artificială. Cum vă ajută în prezent? Ne ajută prin faptul că, așa cum am spus, avem software, avem programe de calculator care ne ghidează oarecum prin vasele pe care noi trebuie să navigăm, pentru că nu este totdeauna calea așa de lină, dreaptă, totdeauna. Și atunci avem nevoie de ajutorul unor software care să ne arate exact care ar fi cea mai bună cale pentru ca noi să putem să ajungem în anevrismul respectiv sau în malformația respectivă. Care este cea mai facilă, care e cea mai ușoară. Toate măsurătorile sunt făcute automat la nivel de milimetri și de fracțiuni de milimetri, pentru că cu asta lucrăm. Vă mulțumesc mult pentru informații. Cu plăcere.